Bună ziua, doamnelor, domnilor! Eu sunt Gheorghe Bobeică, jurnalist moldovean acreditat la Consiliul Europei și astăzi o am invitat pe doamna Ana Guțu, fost membru al delegației parlamentare a Republicii Moldova la APCE. Bună ziua, doamna Ana Guțu! Bine ați venit din nou în studioul Consiliului Europei. Bună ziua, domnul Bobeică, și vă mulțumesc pentru invitație. La APCE ați fost șefa delegației parlamentare a Republicii Moldova, vicepreședintele Asambleei, președinte al Comisiei Cultură, Cercetare, Mass Media. Un asemenea parcurs vertiginos aici, la Strasbourg, cred că ar fi visul fiecărui nou membru al delegației parlamentare a Republicii Moldova la APCE. Ce a însemnat pentru dumneavoastră activitatea la APCE timp de 5 ani de zile? Vă mulțumesc pentru întrebare și pentru oportunitatea de a face referință la această experiență inedită. 5 ani încheiați, dacă pot spune așa, pe românește, aici la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a însemnat pentru mine, în primul rând, o experiență nu doar în calitate de politician, dar și o experiență pedagogică. Eu, pe parcursul a 5 ani de zile, m-am simțit ca un elev, fiindcă pentru fiecare sesiune, sesiunile sunt de 4 ori pe an, trebuia să mă pregătesc. Îmi pregăteam discursurile din timp, discursurile în numele grupului politic, în numele delegației, în numele meu personal, pe marginea fiecărei chestiuni care era inclusă pe ordinea de zi. Studiam foarte atent proiectele de rezoluții, pregăteam amendamente în funcție de evenimentele politice din Republica Moldova și din regiunea noastră. Pregăteam texte de declarații scrise pentru apărarea drepturilor omului din regiune. Am semnat foarte multe documente și, desigur, că această activitate, în primul rând, m-a făcut să fiu un politician mai bun la mine acasă, să fiu mult mai condescendentă și mai înțelegătoare atunci când este vorba de negocieri, tratative, discuții în jurul unor probleme complicate, probleme politice, desigur. Și această experiență pedagogică, vreau să revin la ea, a fost una benefică. Sper că și Republica Moldova a avut de câștigat din activitatea mea la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, fiindcă până la componența delegației noastre, care a fost stabilită în anul 2009, după alegeri, nu știu dacă Republica Moldova a mai dat președinți de comisie la APCE și iată, începând cu ziua de astăzi, sunt și membru onorific al adunării parlamentare a Consiliului Europei și sunt primul parlamentar din Republica Moldova care s-a învrednicit de această titulatură destul de onorabilă. Vreau să vă întreb de asemenea care rapoarte și rezoluții vi s-au întipărit în memorie ca fiind remarcabilă din punct de vedere politic aici la APCE. Toate rapoartele sunt importante, fiindcă ele vizează de o manieră sau alta anumite probleme punctuale ce țin de drepturile economice ale omului, drepturile și libertățile fundamentale, drepturile minorităților de orice gen în țările de origine, statul de drept, respectarea legilor și așa mai departe. Dar eu, desigur, că am reținut unele rapoarte și unele proiecte de rezoluții pe care obișnuiesc să le citez în anumite discuții și dezbateri politice. În 2010, ca să o luăm așa mai istoric, din punct de vedere istoric al activității mele, desigur că am fost marcată de rezoluția pe marginea comemorării victimelor Holodomorului, foamete organizate în Ucraina și datorită diligențelor mele, Republica Moldova a nimerit și ea în acest proiect de rezoluție, fiindcă am contribuit cu un text cu privire la foamete organizată din Republica Moldova, pe atunci Republica Sovietică Socialistă, dar și actualul teritoriu al regiunii secesioniste din stânga Nistrului, în anii 37-38 și foamete din 46-47. Deci, referința la Republica Moldova a încăput în această rezoluție istorică, care a fost inițiată de delegația ucraineană. Un alt raport foarte important a fost cel pregătit de actuala președintă a adunării parlamentare, doamna Anne Brasseur, pe tema dialogului intercultural. Necesitatea de a stabili dialog intercultural și interculturalitatea ca și concept mai avansat decât multiculturalismul, cel care a eșuat, cunoaștem noi și
evoluțiile recente după atacurile teroriste de la Paris. Un raport memorabil a fost și un proiect de rezoluție care a fost adoptat pe tema necesității dialogului intercultural religios, adică necesitatea de a pune la masa de discuții reprezentanții și liderii tuturor religiilor care sunt practicate actualmente în țările membre ale Consiliului Europei. Nu există țări unde să fie doar o singură religie, peste tot există reprezentanți și comunități ai diferitor religii și este necesar să stabilim acest dialog între comunitățile religioase pentru a nu permite deraierea situației și fac referință din nou la ultimele evenimente de la Paris și va fi și o dezbatere în această sesiune pe tema necesității consolidării eforturilor țărilor membre ale Consiliului Europei în lupta împotriva terorismului. Și desigur toate rapoartele care țin de funcționarea instituțiilor democratice din Republica Moldova, fiindcă ne vizează direct. Ne-am dorit foarte mult să trecem la etapa post-monitorizare. Nu a fost să fie. Acest raport din 2013 a fost dezbătut. Mai suntem în continuare în proces de monitorizare, dar sper că procesul de democratizare a societății în Republica Moldova va fi în ascendență și nu va bate retragere, nu va bate în retragere, sper, cel puțin după evoluțiile din 30 noiembrie 2014. Sper să continuăm parcursul nostru european și să fim corecți în tot ceea ce ține de statul de drept, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Doamna Năguțu, vreau să vă întreb ce impact a avut activitatea dumneavoastră la APCE asupra viziunilor și activităților dumneavoastră politice? Desigur că eu aș spune că Consiliul Europei și adunarea parlamentară a Consiliului Europei este o lume aparte. O lume aparte care, dacă nu ești implicat în această lume și nu ești nu pătrunzi în miezul problemelor, riști să rămâi la marginea și la periferia intereselor Consiliului Europei. Eu uneori mi se creează impresia că totuși reprezentanții mass media de la noi, din Republica Moldova, au rămas la marginea și la periferia intereselor și problemelor esențiale care sunt dezbătute aici la APC, fiindcă, din păcate, activitatea delegației noastre, ceea ce am reușit noi aici să facem, activismul nostru, prestația noastră, nu a fost niciodată apreciată la justa valoare și nici nu a fost oglindită la justa valoare în mass media, fiindcă probabil că chestiunile ce țin de drepturile și libertățile fundamentale, statul de drept, nu aduc prea multă audiență și mass media la noi în Republica Moldova este căutătoare de audiență mai degrabă decât de subiecte pline de esență și de importanță. Da, a fost pentru mine și o schimbare în felul meu de a percepe procesul politic. M-a făcut mult mai tolerantă vis-a-vis de opiniile altora și m-a învățat să acționez de o manieră consensuală. Adică atunci când există conflicte, când există probleme, este foarte important să le abordezi din punctul de vedere al cederii. Trebuie fiecare parte să știe să cedeze și să găsească calea optimă pentru soluționarea acestor conflicte. Situația politică din Republica Moldova mai rămâne tensionată. Nu se rezolva problema de integritate a Republicii Moldova. Mă refer la conflictul din Transnistria. Mai sunt și alte probleme stringente de rezolvat. Vrem să știm dacă ați părăsit definitiv politica din Republica Moldova sau aveți planuri politice pe viitor. Cred că cei care au fost mușcați de politică mai greu părăsesc domeniul, fiindcă procesul politic este unul complex. Poți să fii la o anumită etapă implicat în procesul politic și anume în procesul decizional și după aceea să te pomenești în afara lui, fiindcă nu ești la guvernare, nu ești în actul guvernamental, dar eu cred că atitudinile pe care le formulezi și le faci și publice contează mult și în contextul constituirii unui guvern minoritar după alegerile din 30 noiembrie 2014, eu cred că procesul politic din Republica Moldova va furniza noi surprize, fiindcă ultimii ani, de fapt, au și demonstrat aceasta. Situația care s-a creat în 2013 a fost una inedită și am reușit să facem față crizei politice, am semnat acordul de asociere, am obținut regimul liberalizat de vize. Și acum guvernul minoritar, care a mai existat în trecut, iată că se va instaura din nou la Chișinău, vom vedea ce va da această experiență de guvern minoritar. Eu îmi exprim dorința ca acest guvern minoritar să nu fie o catastrofă pentru Republica Moldova
și, Doamne ferește, să nu obstrucționeze implementarea acordului de asociere pe care l-am semnat. Planul de activitate, programul de activitate acestui guvern trebuie să fie centrat și axat strict-o-modo pe acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dacă procesul politic ne va furniza alte surprize, rămâne de văzut și eu cred că orice om de bună credință care a fost implicat în politică se va strădui să revină pentru a contribui la mersul înainte și la progresul Republicii Moldova, iar în viziunea mea personală, progresul înseamnă modernizarea în profunzime pe calea integrării europene a Republicii Moldova, fiindcă nu există alternativă în condițiile și a războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, în condițiile problemelor precare de securitate pe care le are Republica Moldova. Trebuie să fim solidari, să ne mobilizăm pentru acest proiect, dacă în 91 ne-am declarat independența, și să vedem care sunt perspectivele de dezvoltare acestui proiect pe nume Republica Moldova. Tot în acest context, cum apreciați dumneavoastră situația politică actuală din Republica Moldova după alegerile din 30 noiembrie 2014? După cum spuneam, votanții și alegătorii și-au exprimat dorința de a continua parcursul european, fiindcă cumulativ au dat voturile pentru trei partide pro-europene, care este PLDM, PD și PLE, și acordându-le acest vot de încredere, au sperat foarte mult să fie creată o alianță veritabilă, 100% jet-be-jet pro-europeană. Nu a fost să fie, îmi pare rău să menționez că procesul de negocieri a durat în primul rând prea mult, după situația preelectorală care s-a desfășurat, prezența în cursă electorală a unor partide finanțate de Rusia, partide care au adus bani din străinătate contrar legislației în vigoare, după riscul pe care l-am avut ca, Doamne ferește, nu cumva să fie deturnat parcursul european al Republicii Moldova, noi cetățenii am așteptat ca această alianță pro-europeană să fie recreată fără probleme și fără negocieri atât de lungi. Da, Germania poate să-și permită 45 de zile de negocieri, fiindcă este o democrație mai veche. Alte țări cu democrații mai vechi din Europa pot să-și permită aceste negocieri. Republica Moldova, politicienii mai bine zis, trebuiau să dea dovadă de mult mai mult discernământ, bun simț și responsabilitate. Or, acum e ușor să formulezi niște învinuiri către un partid sau altul. Eu cred că toate trei partide trebuie să-și asume o parte din responsabilitate pentru faptul că această alianță și această majoritate parlamentară pro-europeană clară nu a fost constituită după 2 luni de negocieri. Și dau vina pe imaturitatea politică a liderilor noștri politici, nu doar a unuia sau a doi, tuturor care au fost implicați în acest proces de negociere, toți se fac vinovați de aceasta. Pe de altă parte, rămâne de văzut cum va funcționa acest guvern minoritar și dacă va asigura pentru o anumită etapă o stabilitate cât de cât a Republicii Moldova și, Doamne ferește, nu un regres. Nu, Doamne ferește, cumva, care cumva Republica Moldova să facă mai mulți pași înapoi în raport cu punctul la care am ajuns și mă refer la semnarea acordului de asociere. De multe ori ați afirmat că Republica Moldova are nevoie de o politică ofensivă. Cum credeți, formarea noii alianțe minoritare PD-PLDM este un pas pozitiv în realizarea aspirațiilor europene a Republicii Moldova? Ce sfaturi le-ați da politicienilor de Republica Moldova din perspectiva experienței dumneavoastră aici la PCE? Eu cred că după crearea guvernului minoritar, Partidul Liberal, care nu a intrat la guvernare, ar trebui să-și revadă poziția. Și am înțeles că totuși există niște mișcări și au spus că sunt gata să voteze guvernul Leancă în frunte cu viitorul prim-ministru Leancă, în anumite condiții. Eu cred că ei ar trebui la momentul de față, la această etapă, nici să nu formuleze condiții, ci să voteze guvernul pro-european și să urmeze sfatul lui Napoleon, d'abord on s'engage, puis on voit. Eu cred că pe tapetul negocierilor nu trebuia pusă problema președinției Republicii Moldova. Din punctul meu de vedere, funcția de președinte al Republicii Moldova trebuie să rămână una apartinică, apolitic nu poate fi, noi toți suntem
oameni politici. Un președinte al tuturor. Un președinte al tuturor și să, fiindcă să nu fie sămânță de gâlceavă pentru liderii politici care își doresc foarte mult să aibă una din cele trei funcții în stat. Or, dacă ar fi să criticăm acest proces de negocieri, putem spune că în această coaliție sau alianță puteau să fie patru partide și atunci de unde să iei câte o funcție importantă în stat pentru fiecare partid, da? Nu e. De aceea partidele trebuie să cadă de acord, inclusiv și Partidul Comuniștilor, care poate să ofere niște voturi pentru alegerea președintelui, să cadă de acord asupra unei candidaturi neutre pentru viitorul mandat de președinte. Și de ce nu? Eu am spus, dacă nu pot găsi, nu pot căuta, așa cum s-a întâmplat timp de 2 ani și jumătate, cu ceva timp în urmă, să rămână același Nicolae Timofti. Eu cred că el și-a asumat foarte bine această funcție de moderator. În principiu, el a fost un moderator pe parcursul mandatului său, care să asigure echilibrul politic și partinic între partidele care formează această coaliție. De aceea, eu cred că guvernul minoritar poate fi revăzut ceva timp mai târziu, după ce va începe să funcționeze, să fie un guvern funcțional, instituțiile să înceapă funcționarea lor fără impedimente și atunci Partidul Liberal desigur că va putea fi asociat la această coaliție și cine știe, peste o lună, două, poate vom avea o majoritate pro-europeană clară în Parlamentul Republicii Moldova, fiindcă există anumite mișcări și chemări la protest, inclusiv pe rețelele de socializare și poate în contextul acestor nemulțumiri, Partidul Liberal, mai bine zis Mihai Ghimpu, își va revedea poziția sub presiunea inclusiv ai membrilor partidului său. Anul 2014 a fost unul memorabil pentru dumneavoastră din punct de vedere al recunoașterii activității dumneavoastră. Ați fost decorată cu varii distincții, inclusiv internaționale. Ce sentimente încercați în legătură cu aceste aprecieri? Știți, domnule Bobei, că activitatea mea academică și ulterior politică niciodată nu a fost desfășurată și racordată la posibile decorații sau simboluri sau atitudini de recunoaștere a acestei activități. Am făcut-o de o manieră onestă, foarte sinceră, fiindcă sunt fiică de profesori. Aceasta am văzut în familia mea. Părinții mei au muncit toată viața pentru binele elevilor lor, pentru binele viitorului acestor discipoli. Am preluat această experiență și această atitudine, dar desigur că este foarte plăcut atunci când activitatea se încununează și cu o anumită recunoaștere. Totul a început, desigur că în anul 2014, la început de an, când am mers la București și mi-am ridicat Steaua României în grad de Mare Cruce pentru faptul că am formulat sesizarea la Curtea Constituțională ca să fie constituționalizată declarația de independență a Republicii Moldova după modelul francez, și aici fac o paranteză, anume după modelul francez, în textul sesizării am menționat aceasta, fiindcă Franța a început să constituționalizeze Declarația Universală a Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1789, în anii 70. Principiu după principiu. Și iată, acest model a fost aplicat, de fapt, și la noi de Curtea Constituțională. După aia a urmat, la 14 iulie, de Ziua Națională a Franței, am fost înștiințat de ambasadorul Franței în Republica Moldova că, prin decretul președintelui Franței, François Hollande, mi s-a acordat mare onoare de a fi cavalier al celei mai înalte distincții franceze, cavalier al Legiunii de Onoare. Pentru mine a fost o onoare foarte mare și să nimeresc în lista acelor cetățeni din afara Franței care au fost distinși cu această înaltă decorație. Și după aia a urmat, desigur, că decretul președintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, am fost menționată în lista foștilor deputați sau membrilor coaliției pro-europene care a contribuit la semnarea și ratificarea
acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și am fost decorată cu Ordinul Republicii. Decorațiile nu s-au oprit aici, a urmat încă o medalie aniversară din partea Agenției Universitare a Francofoniei, 20 de ani de la fondarea Biroului Europei Centrale și Orientale, fiindcă sunt implicat în aceste activități și sunt membru în bordul de conducere a Agenției Universitare a Francofoniei. Și iată, pe ultima sută de metri, anul 2014, în luna decembrie, am primit o corespondență de la președinția APC care m-a înștiințat că sunt nominalizată pentru titlul de membru de onoare a APC și pentru medalia APC în virtutea activității mele aici la Consiliul Europei. Doamna Ana Guțu, vă mulțumesc mult pentru acest interviu, vă doresc succes în activitatea dumneavoastră. Să ne mai întâlnim aici la Strasburg, la Asamblea Parlamentară a Consiliului Europei. Cu siguranță ne vom întâlni, fiindcă în calitatea mea de membru onorific am dreptul să vin la sesiunile adunării parlamentare a Consiliului Europei, să particip la ședințele comisiilor, să fac schimb de opinii și păreri cu foștii colegi, așa că pe viitor cu siguranță ne vom întâlni aici la Consiliul Europei. Am fost eu, jurnalistul Gheorghe Bobeică, și vă invit la noi întâlniri aici la Strasburg, în studioul Consiliului Europei.